Bună seara! Bine ne regăsim la un nou curs live pe pagina Chicandart și într-un nou decor, pentru că între timp mi-am redecorat atelierul, care este superb. Cine a venit în atelier zilele astea a văzut schimbarea și chiar era nevoie de ea și stare bucuroasă că am făcut pasul ăsta, deși a fost destul de greu. Astăzi, așa cum v-am arătat într-o postare de acum câteva ore, o să lucrăm acest suport din lemn. Eu am făcut cele două laturi, partea asta și o laterală, urmând ca împreună să lucrăm cealaltă parte și laterala a patra. Am folosit suportul din lemn, natural, cu fibre frumoase și, de asemenea, o plăcuță de MDF pe care am lipit-o aici, da? O să o facem împreună și după aceea. Am folosit, de asemenea, șervețel. O să folosesc de data asta bucata astălaltă și am folosit șablon, am făcut un șabi cu șablon, niște stropi, am aplicat patină, am făcut dungi. O să învățăm o grămadă de lucrușoare astăzi. Și pentru că avem mult de lucru, să procedăm la treabă și o să încep prin a îmi pregăti suportul de MDF. Pentru că știm că culoarea acrilică nu aderă pe MDF, atunci este mustai să folosim primer sau gheșo. Iar eu, pentru a se usca repede, voi folosi gheșo spray. Și o să las camera în jos. Dacă aveți întrebări, bună Oana! Dacă aveți întrebări nedumeriri, vă rog frumos să-mi scrieți, cu drag o să vă răspund. Și o să încerc să o fac acum, cât suntem în direct. Așadar, să începem treaba. O să folosesc gheșo spray de la Odif, pe care l-a agit foarte, foarte bine înainte, așa cum se face cu toate spray-urile, în general, pentru că ele se decantează și atunci, în timp, dacă nu facem operațiunea asta, tot alcoolul o să iasă prin pulverizare și o să rămână aici soluția principală, dar nu o să mai pufăie. Bună, Mihaela! Și o să pulverizez în jet continuu de la 20-30 de centimetri distanță într-un strat destul de subțirel, pentru că vrem să ni se și usuce. Este gata. Bună, Iuliana! O să las acum să se usuce. El se usucă destul de repede. Tocmai de aceea și folosesc. Și ceea ce îmi place la gheșo acesta, spray, este că este perfect fin și nu se văd pensulațiile de la un primer normal. Până când se usucă el, o să îmi decupez bucățica asta de șervețel și o să fac rupând șervețelul cu degetele. Trebuie să-mi cer scuze că unghiile mele sunt cam negruțe. În urmă cu o oră am avut cursul online de PowerTex și cine a lucrat cu PowerTex știe că te murdărești. Bună, Ana! Te salut, Gabriela! Și îmi decupez șervețelul rupând de jur împrejurul motivului. Aici unde este partea aceasta dreaptă, îl voi rupe și aici,
Pentru că atunci când o să lipim, nu vrem să se vadă. Și atunci când este foarte bine decupat, rupt, se pierd marginile în fond. Bună, Gianina! Te salut, Adina! Și îndepărtez cele două straturi neimprimate și păstrez doar pe cel imprimat. Și după ce se va usca gheșeul pe plăcuța mea, o să lipesc. Îl pun deoparte și trecem la pasul următor. Pasul următor ar fi suprafața noastră de lemn. Bună, Georgiana! Bună, Lidia! Eu aici am dat deja, bună Ane, am dat deja un strat de culoare albă. Având în vedere că este lemn și este lemn nou, fără să fi fost colorat înainte sau tratat, nu este nevoie să dați cu primer pe lemn, pentru că culoarea acrilică aderă foarte bine. Iar dacă este un lemn de calitate, în momentul în care veți colora, nici porii nu se vor ridica și atunci nu este nevoie nici să dați cu șmilger. Deci asta are de-a face cu calitatea lemnului din care este făcut suportul vostru. Eu am dat un strat de alb pentru că vreau să am alb și pe acest alb voi lucra cu șablon. Și cum vă spuneam, astăzi o să vă arăt cum puteți să faceți, bună Aura, cum puteți să faceți șabișic, tehnica șabișic, cu ajutorul unui șablon. Până acum știam că la șabișic se folosesc două culori și între ele, bună Alina, din nou, și între ele avem un strat de ceară. E, acum avem, bună mama, acum avem stratul alb de culoare, o să avem un strat de ceară și cel de-al doilea strat de culoare va fi, de fapt, aplicat cu șablonul. Și asta vom face acum, vom aplica stratul de ceară. Eu folosesc acest tip de ceară de la Rich. Este o ceară lichidă, cremoasă, dar puteți folosi și ceară cremă, da? Care este un pic mai grosuță, care este ca un fel de cremă de ghete, să zic așa. Nu vă recomand să folosiți lumânarea, pentru că lumânarea este tare și în momentul în care veți da cu ceară și culoare, bineînțeles, când o să începe să șmigheruiți, o să se ia culoarea doar pe acolo unde aveți ceară și o să aibă aspectul acela dezgâriat. Iar șabișic, de fapt, este despre a imita. Bună, Alina, și eu! De a imita tocirea naturală a unui obiect. Și niciodată un obiect nu se va toci în mod natural zgâriat. Deci eu vă recomand să folosiți, atunci când faceți șabișit, să folosiți ceară, ori cremă, ori pastă mai păstoasă. Deci care să poată fi întinsă pe toată suprafața în mod uniform. Și o să iau, eu cu degetul lucrez. Bună, Dimitri! Și întind un strat de ceară pe toată suprafața. Întrebare. Câte ceară pun? De unde știu dacă este multă sau puțină? Având în vedere că suportul meu este colorat în alb, adevărul că acum nu se vede. Eu nu pot să-mi dau seama dacă este multă. Însă, dacă prima voastră culoare este o nuanță mai închisă, aplicând ceara care e albișoară, o să vă dați seama că acolo unde este suprafață albă, înseamnă că ați pus prea multă ceară. Nu, este cea de la Rich, Alina. Da, exact, zgârieturi de muță, Lidia, așa le zic și eu. Deci, cum știm dacă avem multă ceară? În momentul în care este alb, avem suprafețe albe, înseamnă că este multă ceară. Atunci ștergem cu un pic de hârtie pe bucătărie sau
chiar luăm cu degetul și dăm în altă parte sau ștergem pe hârtie sau pe farfurie. Un alt mod de a verifica dacă aveți multă ceară este să dați cu unghia. Dacă rămâne sub unghie ceară, înseamnă că este multă ceară și atunci trebuie eliminată. De ce? Pentru că în momentul în care o să aplicați a doua culoare și o să veniți cu șmigherul, o să se ia fâșii. Și nu ne dorim rezultatul ăsta. Să țineți cont însă că lemnul este suprafață poroasă atunci când faceți șabișic pe lemn și ceara va fi absorbită de către fibra lemnului. Deci, atenție, nu puneți nici chiar foarte puțină ceară, pentru că atunci o să riscați să nu se mai șmigheruiască cea de-a doua culoare. Atunci când dați cu ceară, se și vede aspectul lucrării. Este un pic lucios și la mână alunecă, deci alunecă degetele pe ea. Este și acesta un mod de a verifica dacă avem ceară îndeajuns sau pe unde avem. O să dau cu ceară și pe latura cealaltă mai micuță. Și am terminat și pasul acesta. O să las un pic ceara să tragă, ca să zicem așa. Și o să-mi adun ceara și o pun la loc. Astăzi seară am ales să lucrez motivul acesta cu lavandă, pentru că în grupul nostru, în Artmania, avem un concurs proiect cu lavandă și mi-era dor să fac și eu ceva cu lavandă și să fiu alături de fetele care sunt convinsă că acum lucrează de zor și ne trimit mail-urile pentru concurs. Bucățica mea de MDF a început să se usuce. Atunci când începe să se mătuiască, este semn că se usucă și abia după aceea o să-mi lipesc motivul. Până atunci însă, să trecem la pasul următor. Și pasul următor este aplicarea. Da, sunt în magazin și ce magazin am, Aura! Este foarte frumos. Este nou. Ia uite. Așa, și începem să aplicăm șablonul. Așa cum știm, șablonele sunt de o grămadă de feluri, din plastic mai gros, plastic mai subțire, chiar unele sunt de hârtie. Eu voi folosi astăzi un șablon dintr-o folie de plastic. Îl voi așeza pe suport, astfel încât partea de jos, pentru că el este un pic rotunjit, cum vedeți aici, da? Suportul meu este rotunjit sus. Așa că atunci când aplic șablonul, poate să mă păcălească aici sus și să nu-l aliniez ca lumea. Însă, întotdeauna o să iau ca punct de reper jos, unde am linie dreaptă. Și o să aranjez așa, o să întorc și o să-mi aranjez șablonul și o să încep să fac modelul. O să lucrez. Am ales nuanțele, să vă arăt și ce nuanțe am ales, cu ce nuanțe am ales să lucrez. Am ales nuanțele astea pentru că mi se pare că se potrivesc tare bine cu șervețelul meu. Lavanda, movul lavandei, mi se pare că se potrivește tare bine cu galben. Și de multe ori în șervețele pe care le-am întâlnit, am găsit combinația asta de galben-ocru cu verde și cu mov. Așa că am încercat și eu să
Bună, Muti! Mersi, Lidia! Am încercat să combin cele trei culori pe suportul meu și o să vedem la final cât de frumos o să iasă. Cum spuneam, începem să aplicăm șablonul. Eu, așa cum știți, folosesc pentru aplicarea șablonului un penson din ăsta cu perii tari și de asemenea aici este un pic rotunjit. Culoarea de deasupra trebuie să fie specială. Nu, culoarea acrilică. N-are culoarea acrilică simplă, normală. Eu doar cu culori acrilice lucrez. A, că poate mai sunt și culori chalk paint, dar tot pe bază de apă, că mai sunt milk paint și ele sunt culorile sunt mate. Restul este marketing. Pentru că luciul unei lucrări se dă din lac și nu din culoare. Da? Și o să-mi agit foarte bine culoarea, pentru că așa cum știți, culorile de la Rich conțin glaze. Glaze-ul le ajută să nu se usuce atât timp cât ele nu sunt folosite. Eu am culori Rich, cred că de 4-5 ani, desfăcute și nu au pățit absolut nimic. De asta, în primele dăți, când le deschideți, înainte să se amestece glaze-ul cu culoarea, să aveți grijă să amestecați foarte, foarte bine, pentru că altfel riscați în momentul în care puneți pe farfuriuță culoarea să curgă glaze-ul și nu culoarea. Da? Deci agităm foarte, foarte bine și o să pun un picuț de culoare pe farfuriuță, după care o să întorc din nou camera să vedeți ce fac. Cum spuneam, mi-am poziționat șablonul astfel încât pe partea dreaptă să fie și el drept. Ok. Și cum lucrez? Iau un picuț, iau cu pensonul. Bună, Bianca! Bună, Alex! Bianca, adevărul e că da, când le vezi așa una lângă alta pe toate, deci iau un picuț de culoare. După care frec foarte bine pensonul pe farfurie, să-mi rămână doar foarte puțină culoare pe penson și așa să nu risc să intre culoarea pe sub șablon și să se murdărească. Și după ce am făcut operațiunea asta, încep cu mișcări circulare să colorez lucrarea. Și voi repeta operațiunea până când îmi voi colora toată partea suportului. Ia uite ce bine. Bună, Gabriela! PowerPex peste tot aici. Of. Așa, continuăm. Dacă vrem să ca modelul nostru să iasă mai accentuat, după ce dăm primul strat și el se usucă, putem reveni cu cel de-al doilea strat de culoare și atunci culoarea va fi mai intensă. Și este de preferat să facem de 2-3 ore operațiunea asta, câte puțină culoare, decât să punem multă culoare deodată și să riscăm să se păteze și pe partea cealaltă să iasă măzgălituri așa. Da? Deci este un pic mai mult de muncit, dar și rezultatul este
garantat sigur și frumos și curat. Acum voi nu mai vedeți ce fac, dar o să întorc un pic așa și cred că e ok. Și așa cum vedeți, ai nevoie de foarte, foarte puțină culoare. Eu un strop am pus și e mult, chiar. Și mai am un picuț și am terminat bucata aceasta de suport. Doar că va trebui să-l poziționez un pic așa și să continui. Mai aveam două bucățele. E, acum aici a rămas nefăcut. Da? E, este foarte simplu ce avem de făcut. Poziționăm din nou șablonul, având grijă să se potrivească perfect cu ceea ce am făcut înainte, modelul pe ceea ce am făcut înainte, astfel încât acum când vom începe să facem și aici, ele vor fi, romburile noastre vor fi la fel de bine așezate și fără să fie strâmbăcioase. Și am terminat partea aceasta. Acum, pe partea cealaltă, eu am făcut dungi. Așa că vom face dungi. Mai puțin să-mi pun culoarea la loc. Și dungile le-am făcut. Bună, Anca! Bine ai venit! Dungile am ales să le fac cu mov, cu nuanța, chiar nuanța lavandă. O să-mi pun puțină culoare. Și voi începe să fac dungile. Cum? Cu ajutorul unei benzi adezive de hârtie. Și pentru că aici suportul meu are două îmbinări, o să-mi poziționez banda adezivă exact la prima îmbinare, lăsând un mic spațiu, da? Creând astfel un mic spațiu aici. Având în vedere că am ceară pe dedesubt, de asta nu se lipește foarte bine scotul de hârtie, da? Dar o să am grijă să-l țin bine cu mâna și să nu-mi creeze probleme. Pun și cea de-a doua fâșie. Iar pe cea de-a treia o să o pun în mijloc. Și astfel mi-am creat două dungi mai late și două mai subțirele.
Acum, cu mare atenție trebuie să lucrez, pentru că scociul ăsta nu stă, am pe dedesubt ceară, cum spuneam, și nu face priză ca lumea. Bună, Mirabela, dar cu mare atenție o să țin foarte bine cu degetele și ce o să fie bine. Din nou, îmi iau pe sonul, îmi iau un pic de culoare, da? Puțintică culoare. O las pe... Amestec foarte, foarte bine culoarea pe farfurie și încep. Să-mi colorez dungile. Principiul este același, exact ca la șablon. Dacă vreți mai accentuat, reveniți. De preferat după ce se usucă primul strat. Aici o să-i dau un pic așa pentru că scociul meu cam joacă. Dar pentru ce am eu nevoie, nu mă interesează să fie perfect. Oricum o să-l șmigheluiesc, da? Și mai am de făcut încă două dungulițe. Și mai am și pe cea micuță aici. Da, bună Tamara, bună Rodica. Cu pensula obișnuită nu ar mai avea efectul ăsta. Adică cu pensula obișnuită ai dat pur și simplu culoare. Eu n-am vrut să dau culoare, am vrut să am un aspect mai șters, mai jerpelit. N-am vrut un aspect perfect uniform. Dar, da, sigur că da, poți să dai cu pensula. Depinde ce efect vrei să obții, Aura. Mulțumesc, Ana, uite, înveți. Bună, Lea! Și acum, scot bucățile de scotch. Ia să vedem dacă s-a uscat și plăcuța noastră, drept pentru care o să mă apuc acum și o să îi fac un pic cu mof de jur împrejur. Bună, Iza! Și tot cu același penson, iau un picuț de culoare. Și dau pe marginea medalionului.
am terminat. Ia, dacă voi vreți un aspect mult, un aspect perfect, nu o să face ce am făcut eu acum. Dar eu, pentru lucrarea mea, am gândit-o cu un aspect vintage, cu un aspect tocit. Așa că nu mă interesează să fie perfectă dunga de jur împrejur. Hai să vedem că mai avem niște comentarii. Ah, bună, Cornelia! Bună, Mariela! Bună, Alina de Coralina! Izabela! Ar trebui să mă vezi mai des. Da, nu mai spun vorbe mari. Mi-am propus multe pentru anul ăsta, măcar jumătate să se îndeplinească și o să fii și tu mulțumită, ca să zic așa. E, acum să ne lipim bucățica de șervețel. Bucățica de șervețel pe care am... Bună, Mariana! Pe care am decupat-o cu degetele, am scos cele două părți neimprimate și acum o să o lipesc pe suport, nu înainte de a mai rupe un pic din el, pentru că văd că e un pic cam mare în anumite zone, sus-jos, și o să-l mai ciopurțesc puțin, ca să fiu sigură că intră. Și să nu fie nevoie să-și migheruiesc pe urmă ca să intre. Așa. Și să văd dacă mai am. Uite că mai am o bucățică de șervețel pe care să scrie lavandă. Că e drăguț. Să scrie și în partea cealaltă. Ok. Am găsit și încep să mi-l rup. Rup exact așa cum am făcut și cu motivul principal. Poate unele fete nu au văzut de la început filmulețul. Dar le arăt acum cum am rupt eu prima bucățică de șervețel. Ținând fix degetul ăsta pe motiv, exact acolo unde vreau să rup, și cu cealaltă mână rupând. Ăsta este, de fapt, secretul. Cu un deget ții și rupi de acolo de unde este degetul. Ia, aole, să-mi pun pensulele la uscat, la spălat. Așa, și mi-am poziționat aici buchețelul de lavandă, scot cele două straturi neimprimate și de pe motivul ăsta cu scris și poziționez un picuț așa să vedem cam cum ar veni. Da, poate să fie și el un pic strâmb, că nu ne deranjează. Și... Bună, Mona! Bună, Michela! Și o să folosesc adezivul de la Rich pentru șervețel, pentru a lipi șervețelul. Nu, Tamara, clasic e cel mai bine. Eu așa am învățat, așa fac. Și așa am rămas. Nu mi-am schimbat modul de lucru. Azi că cu ăla știu să fac, să rup șervețelul. Cu mâna, am control mai mult. Și cum lipim șervețelul? Îl poziționăm pe suport și eu dau cu șervețel, cu adeziv doar pe deasupra. Pentru că șervețelul este foarte subțire și nu are rost să aplicăm adeziv și de desubt și deasupra. Pentru că riscăm să iasă un tărci. Și dacă nu ai cealaltă... Cealaltă mabă merge și cu pensul audă, nu? Nu știu, eu n-am încercat niciodată cu pensul audă,
așa cum îi spuneam Tamarei, modul ăsta l-am învățat acum 50 de ani, și cu ăsta lucrez. Cu siguranță sunt fete care lucrează și cu altă metodă, dar mai ales când am motive micuțe, cum este acesta, nu folosesc decât modalitatea asta, pentru că n-am dat niciodată greș cu ea și șervețelul se lipește perfect, nu face cute, nu se rupe. Bine, este foarte important și adezivul, iar cel de la Rich mă ajută foarte mult în sensul ăsta. Și acum îmi lipesc și bucățica cealaltă. Hop! Și gata! O să las un pic la uscat, timp în care revin la suportul meu. Cum spuneam, o să facem șabi, pentru că nu vreau să fie șablonul ăsta atât de uniform. Așa că iau o bucățică de șmilgher fin. Acum o să mă întrebați ce număr. Nu mă întrebați ce număr. Ăsta, de exemplu, este 240. Eu întotdeauna... Mulțumesc, Viorica! Eu întotdeauna îmi aleg șmilgherul punând mâna pe el. Mă duc în magazin, pun un apel și dacă îmi place granulația, îl iau. Și cum ziceam, am suprafața asta făcută cu șablon și este șablonul foarte uniform. Iar eu nu vreau asta. Și atunci, pentru că am aplicat ceara pe dedesubt, între cele două culori, între alb și galben, acum foarte ușor vin cu șmilgherul și încep ușor. Faci cum trebuie. Astfel încât a doua culoare, galbenul, începe să se șteargă. Face ca un șabi veritabil. Și același lucru o să-l fac cu mov. Mai rup o bucățică de șmirgher. Ce frumos se vede șabii pe un suport din lemn bun. Se vede fibra. Curăț un pic aici. Terminat. Și pentru că o să vin cu patină, da, o să aplic un strat de patină, ce trebuie să fac?
să dau un strat de lac. Pentru că altfel patina mea va fi absorbită de culoare. Un strat subțire. Și da, folosesc același lac de la Rich. Ok. Și o să vreau să dau un strat de lac și peste medalion, așa că o să-l usuc un pic cu fionul. Dar trebuie să-l pun mai întâi în priză. Fion. Eu nu vă recomand să uscați cum fac eu. Pe principiu, faci ce zice popa, nu ce face popa. Acum, deci lacul să nu-l uscați niciodată cu fionul și nici adezivul. Lăsați-le să se usuce în pace, pentru că fiecare are rostul lui și orice grăbire mecanică și forțată nu e ok. Zboară toate. Așa. Și o să dau cu un pic de lac și pe medalie. Gata, l-am dat. Acum, până se usucă el, o să aplic patina de jur împrejurul suportului meu și o să folosesc o nouă patină pe care o am în magazin. Este cea de la Renaissance. Este o patină pe bază de alcool. Foarte, foarte bună pentru antichizare. Chiar și umbrele le putem face cu ea. Și bună, Laura! Și o puteți folosi atât cu degetul, cât și cu pensula. Mie îmi place să lucrez cu, să aplic patina cu degetul. De asta am și degetele atât de murdare, că lucrez fără mânuși și nu îmi pasă, ca să zic așa. Și aici, pentru că e un pic mai multă, o să vin să șterg puțin cu pensulica, să șterg, să uniformizez puțin,
să estompez un pic marginea și să o pierd în, pe suport în sus. Am grijă să fie întotdeauna un pic mai închis la bază și cu cât se înaintez pe suport, să se piardă pe suport. Și o să fac la fel și aici. Și pe partea cu mov. Mie îmi place să folosesc multă patină. Că ori antichizez, ori nu antichizez. Se pare că ce facem noi, cam tot ce facem noi are un aer vintage și aerul ăsta vintage, fără patină, patina de orice fel, dacă există și alte tipuri de patină. Dar până nu e un pic murdar așa, parcă nu e de acolo. Deci eu vă cu drag vă sfătuiesc, folosiți patină. De multe ori să știți că în momentul în care pui patină, se schimbă lucrarea și e frumoasă. Și am terminat de aplicat patina aici. Să vedem dacă s-a uscat lacul. Nu, dar o să grăbesc uscarea lui. S-a uscat și el. Să pun un pic deoparte pentru că o să antichizez și pe el un picuț. Și îmi place combinația asta de culori de mov cu galben, cu patină. Că se potrivesc. V-am deschis pofta să lucrați cu lavandă pentru concurs? Ia să-mi spuneți, sincer. Și mă refer la fetele care sunt în grup. Aha, te văd foarte, foarte sigură, foarte hotărâtă, Iza. Cred că. Aha, voilà. Ok, am antichizat. Și pe... Da, la război mult vite, știu, da!
Am antichizat și bucățica asta. Acum o să le pun, o să le pun așa. Da? Și o să-mi fac niște stropișori. Oana, nu ai șervețel. Știu, pentru concurs. Dar puteți lista imaginile acelea, pentru că ideea concursului a fost să folosim toate același tip de același șervețel, ca să vedem cu același motiv ce se poate face, fiecare să-și pună imaginația la bătaie. Și acum facem stropii. Și o să fac stropii, am ales să-i fac cu verde pe stropi. Pentru că aveam și mov, aveam și galben. Și mi se pare că niște stropi verzi este exact ceea ce lipsește. Și o să iau un pic de culoare. Mi-am pus culoare în farfurie. Cu același penson iau mai multă culoare așa. Și acum începe marea măzgăleală. Pentru că trebuie să dau la... Am luat și un pic de apă. O să dau și pe latura asta, verde și cu stropișor. Dar va trebui să o lipesc. A ieșit așa, să văd și stropișorii. Așa. Eu o să lipesc medalionul după aceea, dar până atunci o să întorc suportul și o să vă arăt că da, pot să-l fac și înăuntru și eu să-l fac cu baițul line. Da? Și o să-mi pun pe farfuriuță niște baiți. Trebuie să am grijă să nu cumva să... Am ales nuanța neutră de baiți, pentru că actorii principali, cumva, ai lucrării sunt medalioanele, sunt părțile principale, cele din față. Dacă aș fi folosit un baiț mai închis la culoare, s-ar fi pierdut. S-ar fi pierdut părțile colorate și ochiul ar fi fugit în oricare altă parte și nu atâta pe acolo unde vreau eu. Dar protejez lemnul cu baițul acesta neutru, culoare neutră, adică culoarea inului.
Plus că ar fi fost păcat să folosesc culoare acrilică în interior, pentru că suportul ăsta are o fibră atât de frumoasă, încât chiar ar fi fost păcat să o acopăr cu culoare acrilică. Mai am nevoie de puțin. Da, culoarea este foarte frumoasă. Și mai am încă o parte, latura asta micuță. Pe care am terminat-o și un picuț și la bază. Sigur, Iuliana. Îți oprești eu un bite din asta. Ia uite ce frumos arată. Se vede și fibra lemnului. Și acum o să-mi lipesc medalionul. Aule, stați așa că aici, acum am văzut, am o zonă în care n-am dat cu băieți. Așa, gata. Îmi lipesc medalionul și o să lipesc cu un adeziv. Eu folosesc uhu, dar puteți lipi. No, fundul cutiei l-am făcut și pe spate am colorat-o. Și o să lipesc medalionul cu uhul ăsta. Puteți folosi bizon sau mai știu eu ce adeziv din ăștia foarte puternici. De asemenea, puteți folosi și superfixul de la Rici. Cu succes. Eu îl folosesc pe ăsta, pe uhul la cursuri, pentru că se usucă, face priză imediat și... Ia să-l punem așa. Gata. S-a lipit. În câteva minute este lipit, înțepenit, adică. O să încerc să vă arăt așa ușurel. Deci aici asta am lucrat-o împreună. Și asta am lucrat-o eu. Și cam asta am lucrat noi astăzi. O să las așa până se usucă, până se întărește. Uhu, 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 uhu. Ăla, da, uhu, ce să zic, universal dacă zici tu. Am terminat cursul de azi. Sper să fi fost informații care... să vă fie utile. Pe unele sigur le știați, pe altele poate că nu. Unele materiale le știați, pe altele poate că nu. Așa că sper că a fost un curs interesant pentru voi. Pentru mine cu siguranță a fost, că m-a scos un pic din nebunia matrițelor și am revenit un pic la decupajul clasic, de care chiar mi era dor și mă gândeam zilele trecute. Chiar îmi pusesem în plan niște cursuri cu decupaj. Așadar, asta a fost cursul. Dacă v-a plăcut, chiar mi-ar plăcea să-mi spuneți că ați folosit tehnicile pe care le-am învățat astăzi împreună.
Vă aștept lucrările cu lavandă la concurs. Vă salut, vă mulțumesc tare, tare că mi-ați fost alături. Fără să promit prea multe lucruri, că am mai promis și nu m-am ținut de cuvânt, sper să ne revedem foarte curând cu alte lucrușoare la fel de interesante, cel puțin. Așa că noapte bună! Exact, Viorica, pentru că sunt și persoane care sunt începătoare și este nevoie de informații ca să pornească de undeva. Nu toate ne-am născut învățate. De fapt, nimeni nu s-a născut învățat, dar unele dintre noi mai uită. Bianca, eu duminică plec. Doar mâine dimineață mai sunt aici, până pe la ora 1, așa că dacă vrei să treci, te aștept. Pe urmă plec. Vă mulțumesc! Aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Pa, seară frumoasă! Da, Mariana, o să poți revedea live-uri de câte ori vrei.